Miastenia gravis este o afecțiune cronică autoimună neuromusculară, denumită și boala invizibilă, deoarece poate afecta persoanele de toate vârstele. În Europa, prevalența acestei boli este estimată la 1 la 5.000 de persoane. În România, estimările arată că avem peste 3.800 de persoane cu această afecțiune. În cazul lipsei de tratament, al aplicării unui tratament greșit sau în urma unor infecții, pacientul poate ajunge la criza miastenică. Această criză reprezintă o urgență medicală și are ca efect exacerbarea și generalizarea slăbiciunii musculare, cuprinzând inclusiv musculatura respiratorie cu apariția insuficienței respiratorii. Aș vrea să vorbim puțin de urgențele în miastenia gravis. Cum sunt ele gestionate în momentul de față în România? Știu că Asociația Națională de Miastenia Gravis a luptat să aibă un card pentru pacienți cu care să se prezinte la urgență, la spital, în alte, să spunem, specialități decât cea în care se tratează în mod curent, în care să existe toate informațiile utile pentru personalul medical. Spuneți-ne în ce măsură acest card este utilizat în România. Avem cardul de urgență Miastenia Gravis. Este elaborat în colaborare cu asociațiile de Miastenia Gravis din Europa, sub egida EUMGA, Organizația Europeană Miastenia Gravis. Este un material făcut de medici specialiști și este în limba română, în limba engleză, și cuprinde urgențele în miastenia gravis, crizele respiratorii, criza miastenică, criza colinergică, anestezia, care impune atenție din punctul de vedere al medicului, medicamente de care trebuie să se țină cont pentru că pot agrava miastenia gravis. Pacientul își completează datele cu ajutorul medicului, neurolog, și îl are în permanență asupra lui. Indiferent la ce medic merge, îl prezintă. Medicii din diverse specialități, da, îl consultă. Mai dificil este cu consultarea acestui card când ajungem în UPU, pentru că nu este timp să îl studieze. Se spune, noi știm ce avem de făcut, dar totuși în UPU trebuie ținut cont de anumite lucruri când ajunge un pacient cu miastenia gravis. Să nu i se administreze magneziu intravenos, să nu i se administreze anumite antibiotice intravenos, trebuie în cazul de tresă respiratorie acută să se verifice dacă nu sunt căile respiratorii blocate cu ceva. Deci, da, ar fi bine așa un urgent să se uite, pentru că fiind specialiști, sigur își dau seama ce au de făcut. Dar, din păcate, nu pot, dar insistăm până o să fie acceptat și nu pe acest card. Credeți că ar fi necesar un protocol care să fie semnat cu serviciile de urgență, astfel încât acest card să fie luat în seamă? Da, cred că ar fi necesar. Cred că ar fi necesar acest protocol. Uite, o să ne gândim la această posibilitate și să vedem cum putem acționa să se ia în considerare acest card. Când, practic, ați lansat cardul în România? Ei, cardul este lansat acum mulți ani și încet, încet pacienții au aflat de el și l-au solicitat. Cred că sunt cel puțin 5 ani de când este lansat și în fiecare an cred că am trimis peste 60-70 de carduri la solicitare, numai prin poștă, plus ce te mai întâlnești cu pacientul și îl dai, uite, este bine să-l ai la tine. Deci, practic, aproape toate persoanele care suferă de miastenia gravis au un astfel de card. Da,
Da. Când l-am lansat, am avut o bază de date cu pacienți și le-am trimis tuturor. Și apoi am popularizat existența acestui card și îl trimitem la cerere. Este și pe site-ul nostru, se poate descărca, dar cine vrea îl trimitem fără probleme și cu instrucțiuni de completare și... Cum este el văzut în străinătate, în Europa, de unde practic provine? Din moment ce este făcut în colaborare, este bine văzut și știu că fiecare asociație de miastenie națională care este în organizația europeană are un astfel de card și este util. Este util și folosit. Și medicii apreciază. Îl vedeți ca pe... să spunem, o informație care circula pe vremuri pe ultima filă a buletinului, a cărții de identitate, unde scria despre pacient grupa de sânge și nu știu, că e diabetic sau o anumită informație. Sinceră să fiu, așa ne-am dorit să fie. Acum nu știu exact dacă este chiar așa, dar din ce ne spun pacienții, da, sunt medici care iau în considerare acest card. Plus, pe lângă acest card care are informații strict necesare în urgență, avem o listă a medicamentelor care pot agrava miastenia gravis. Și doamna doctor Crisanda Vâlciu, cu care noi colaborăm foarte bine, și-a dat semnătura pe această listă, că este corectă și sfătuim pacienții să o aibă la ei de câte ori merg la medic. În ultimul timp am fost solicitați mereu pentru pot să fac anestezie la dentist, că dentistul îmi cere hârtie de la medicul neurolog. Și atunci am reușit să facem un material pentru pacient și medicul în stomatolog și tot așa sfătuim pacientul să meargă cu acea hârtie care este de asemenea verificată de doamna doctor Vâlciu și de un medic stomatolog, profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Deci avem aviz profesional pe acest profesionist, pe acest material. Practic îi scutiți de un drum pe pacienți de a mai lua avizul de la medicul exact, curant. Exact. Scutim pacientul de a face drumuri care chiar nu și-au rostul și ne dorim ca medicul stomatolog chiar să aibă încredere ce este scris acolo în acele materiale. Este în beneficiul pacientului în primul rând, nu-l mai pui pe drumuri, și este și în beneficiul medicului care știe exact ce medicament să dea și cum să supravegheze pacientul în urma tratamentului pe care îl recomandă. Revenind la urgențe, cum au fost ele gestionate, mă refer la urgențele în miastenia gravis, în această perioadă a pandemiei, când știm că upurile sunt pline? Unele urgențe au reușit să fie administrate prin comunicarea medic-pacient pe canalele online. Urgențe au apărut și din cauza atacurilor de panică referitoare, care au apărut în urma informațiilor despre acest virus, despre simptomele grave care pot apărea. Suntem niște oameni care avem sensibilitatea mai accentuată și ne speriem. Și e firesc până la urmă că orice om normal se sperie când aude. Media nu ne ajută, pentru că pe lângă toate informațiile negative ar trebui să ni se ofere și informații pozitive. Și au fost și pacienți care au ajuns la spital prin camera de gardă, la Fundeni, știu și la Cluj, și la Timișoara, cu greu, dar s-a ajuns la spital și s-au depășit situațiile de criză. Plus, grupul de discuții ajută foarte mult pentru liniștirea pacientului, pentru înțelegerea ceea ce se întâmplă cu tine, mai ales dacă ești nou diagnosticat.